credeți că o să începem să, bă, să ajungem la faza aia în care să se vadă, bă, pilonul? Da. Eu sper ca până la sfârșitul lunii să termin cu ambele radiere și să ies cel puțin cu două turnări cu bronzonul ăsta. În sus. De asta. Că acum am forțat nota să ton radierul și o să mă mut cu totul în partea cealaltă. Să-l scot și cu cealaltă mă omoară terenul. Jale cu apa, am o problemă cu apa. Se infiltrează foarte multă apă. Vreau să ies din pământ, să mă ridic la, la nivelul solului. Și după aceea, dacă vremea e bună, eu continuu. Deci, cam într-o lungă zile, eu vreau să ies cu ambele radiere de aici și cu, și cu cel puțin două turnări aici, la pilot. Da, și elevațiile de sus, până la sfârșitul lumii vreau să-i dau și pierul gata. Radierele sunt gata, discutăm doar de fundație. Pila vreau să o torn dintr-o singură turnare, cu leile trebuie turnate dintre etape. N-am ce să le fac. Tehnologia e așa făcută în așa fel încât să facem pe etapă. N-avem cum altfel. Am împărțit-o în etapă, nu e posibilitate. Lucrările pe centura orașului, aici unde trebuie să se nască noul pod Hobanac. Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Da, sunt într-un stadiu destul de avansat. Suntem la pilonul central al podului Hobanac. Au fost forați cei 80 de piloți, 40 pentru pe o parte, 40 pe cealaltă parte, adică iar acum, în momentul de față, se toarnă radierul din partea stângă a pilonului central. Astăzi, deja de dimineață, de la ora 6, au început turnarea. Sunt peste 1000 de metri cubi care vor fi turnați astăzi. Gândiți-vă că sunt peste 120-140 de cife de beton care vor fi aduse astăzi aici și vor turna, pentru că trebuie să aibă continuitate. Nu poți să torni o parte astăzi și oprești turnarea și mai torni mâine. Adică toată ziua până diseară la 7, 8, 9, cât permite. Vedeți că de jur împrejur s-au instalat și proiectoare, astfel încât să poată să lucreze până noaptea târziu cât este nevoie. Da, se lucrează intens, se lucrează și pe tronsonul Macului până la Basarabiei, adică din bariera Traian Macului până tunelului până la Basarabiei. Momentul de față se lucrează intens la ceea ce înseamnă evaluarea proprietăților pentru a fi pentru cei care vor fi expropriați. Perioada de verificare și perioada de evaluare va fi pe perioada iernii, astfel încât niciun cetățean, niciun proprietar să nu fie expropriat pe timpul iernii, adică practic ei se vor reloca abia începând cu luna aprilie 2021, când vremea va fi frumoasă, când timpul va permite. Am vrut să facem această întâlnire aici, o întâlnire de lucru la fața locului, pentru că încă mai sunt oameni care nu cred că acest proiect va fi realizat și vreau să-i asigur încă o dată că tot ceea ce le-am promis va fi realizat. Așa cum în 2016 am promis anumite lucruri și au fost realizate până în 2020, la fel și ceea ce am promis în 2020 va fi realizat până în 2024. Da, este o investiție foarte mare, este o investiție de aproape 40 de milioane de euro, dintre care 30 de milioane de euro
sunt fonduri europene eligibile și mai sunt aproape 10 milioane de euro partea neeligibilă, ceea ce înseamnă infrastructura de canalizare, ceea ce înseamnă partea de iluminat, ceea ce înseamnă captarea apelor pluviale și, bineînțeles, relocarea tuturor instalațiilor sau a cablurilor de fibră optică și conductelor de gaz, pentru că, fiind o zonă urbană, sunt foarte multe utilități. Și aici vorbim de gaz, de conducte de apă, conducte de canalizare, fibră optică, rețea electrică, plus că am făcut un studiu de coexistență, un proiect de 3 milioane de euro, unde vor fi relocați toți stâlpii, va fi fibră optică, vor fi cablurile, vor fi prin canivouri, nu vom mai vedea stâlpi cu cabluri deasupra, iar zic eu că în 2022 vom avea o centură ocolitoare a Galațiului, care să confere atât siguranța participanților în trafic, dar și siguranța cetățenilor. Ce înseamnă asta? Înseamnă 40 de milioane de euro care vor fi investiți în acest proiect, înseamnă locuri de muncă, înseamnă o investiție pe taxe și impozite plătite pentru bugetul local. Gândiți-vă ce bulă de oxigen înseamnă acest obiectiv, acest proiect pentru constructor, pentru că e nevoie și de fier, e nevoie și de beton, e nevoie de materiale de construcții, e nevoie de forță de muncă, e nevoie de utilaje, e nevoie de excavatoare, de buldozere, de mașini și tot așa mai departe. Asta înseamnă proiecte pe care Consiliul Județean le aduce și le-a dus în Galați pe fonduri europene, unde Consiliul Județean are partea de cofinanțare de 2%, ceea ce înseamnă fond european, și bineînțeles partea de cheltuieli neeligibile pe care le suportăm din bugetul Consiliului Județean. Ce să spun, nu pot decât să mă bucur că reușesc să mă țin de cuvânt așa cum le-am promis oamenilor și oamenii să știe că Fota este un om de cuvânt. Ce reprezintă faptul că se reconfigurează practic centura orașului și se modernizează în acest mod la nivel de infrastructură județeană? Păi, în primul rând, înseamnă o fluidizare a traficului. Pentru că dacă ne uităm acum, pe centură se circulă bară la bară. Centura de la intrarea în Galați, dinspre Tecuci, de pe Brăilei, până la ieșirea de pe centură, pe Coșbuc, va fi lățită toată la 4 benzi. Prin construirea acestui pod hobanat, va fi redusă lungimea centurii cu aproape 2 km. Bineînțeles, nu va mai intra traficul greu prin zona de interior a orașului ca să facă gălăgie. Bineînțeles că înseamnă, în primul rând, siguranță. Asta înseamnă siguranță și fluidizarea traficului.